Blocul politic Victorie, creat pentru a se opune actualului guvern, a organizat la Moscova un congres de amploare al susținătorilor și activiștilor din Moldova. La eveniment a participat și diaspora moldovenească din Rusia, aproximativ 4.000 de persoane în total. Doar ca o mare familie putem construi împreună viitorul nostru bogat și prosper. Împreună va trebui să ne suflecăm mânicile și să mergem să luptăm până la sânge pentru viitorul nostru de mâine. Pentru că după 20 octombrie vom avea fie întuneric, fie zori de ziua. Lansăm o bătălie pentru referendum, ei vor face campanie, iar noi vom da o bătălie. Și este o bătălie pe care o vom câștiga. Они будут вести кампанию, а мы будем вести битву. И эту битву мы выиграем. Participanții la congres au remarcat că patria lor se află acum într-o situație extrem de periculoasă. Autoritățile impun calea integrării europene, ceea ce va duce țara spre mai multă devastare și sărăcie. Пора расставить точки над и. Наш дом, наша большая Молдова в серьезной опасности. Este timpul să punem punctul pe ei. Casa noastră, Moldova noastră mare, este în pericol. Un regim dictatorial a preluat puterea în țara noastră. Da, noi suntem astăzi în Rusia, la Moscova, pentru că avem acasă servicii speciale străine. Pentru că este periculos să-ți exprimi opinia sinceră acasă. Pentru că trădătorii care au preluat puterea la noi acasă au adoptat amendamente la lege. Dacă o critici pe Maia Sandu, devii imediat trădător al patriei. Приняли поправки в закон. Если критикуешь Санду, значит ты сразу становишься изменником Родины. În cadrul întrevederii s-a discutat și despre dezvoltarea relațiilor dintre Moldova și Rusia, care se bazează pe respect reciproc și păstrarea identității naționale. Potrivit participanților, țara are nevoie vitală de cooperarea cu țările frățești din Uniunea Economică Eurasiatică. Мы спасем нашу Молдову от больного режима Санду. Впереди у нас очень важно. Noi vom salva Moldova noastră de regimul bolnav al lui Sandu. Ne așteaptă un test foarte important și periculos. Știți cu toții că Sandu pune la cale un referendum pentru integrarea europeană. Dacă vor câștiga, ei vor folosi apoi rezultatele acestui referendum pentru a justifica oricare dintre acțiunile lor. Vor distruge complet agricultura, vor învinge țara noastră în război. În cadrul congresului a fost prezentat un nou proiect al ONG-ului Eurasia privind recrutarea de ambasadori ai prieteniei între popoare. Aceștia vor contribui la transformarea Eurasiei într-un spațiu continental unic al păcii. Am ajuns la un acord împreună cu ONG-ul Eurasia că 50.000 de ambasadori ai Eurasiei vor merge în Moldova. 50.000 de oameni care vor trebui să transmită fiecărui cetățean al Moldovei ce sunt Uniunea Economică Eurastică și UE. Doar că nu de pe ecranele televizoarelor, unde transmite Maia Sandu, ci în viața reală. La congres au ținut discursuri experți din diferite țări care de asemenea consideră că integrarea europeană este o cale distrugătoare pentru Moldova. De asemenea, mai multe inițiative importante au fost adoptate de majoritatea celor adunați la congres, în special blocul politic Victorie. Va lupta pentru păstrarea limbii moldovenești, pentru stoparea discriminării diasporei rusești la votare prin corespondență și va solicita creșterea numărului de secții de votare pe teritoriul Federației Ruse.